În perioada 1 martie 31 august 2016, rentierii agricoli trebuie să se prezinte personal ori prin mandatar, tutore, la oricare centru județean al APIA pentru obținerea vizei aferente anului 2016 a carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, însoțită de carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la Comisia de expertiză medicală pentru solicitanții pensionați pe caz de boală în original. Decizia de la Comisia de expertiză medicală se depune în copie. Mai sunt necesare procură notarială autentificată, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.